Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Începe săptămâna, o săptămână care se anunță a fi una importantă și la propriu și la figurat. Trăim o perioadă în care ne concentrăm atenția în Valea Jiului înspre soluțiile care ar putea veni la închiderea minelor. În mod evident, nu trebuie să ne mai lăsăm mințiți, nu trebuie să ne mai mințim. Exploatarea huilei în Valea Jiului se apropie de sfârșit. Ce punem în locul minelor? Cum vom suplini cele 55.000 de locuri de muncă ce existau doar în minerit la începutul anilor 90? Este o întrebare grea. Deocamdată nimeni nu a reușit să răspundă pragmatic, nimeni nu a reușit să răspundă simplu și sincer la treaba asta. Turismul este una din alternative, însă cel puțin deocamdată doar în stațiunea turistică Straja se poate vorbi despre un turism care atrage. Vă reamintesc că stațiunea Straja adună mii de oameni în fiecare weekend. Acest lucru se întâmplă mai ales în sezonul alb, adică în iarnă. Alături de mine primarul municipiului Lupeni, domnul Cristian Rezmeriță. Bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și de asemenea salut toți telespectatorii pe care aveți. Straja, un loc important pentru Valea Jiului și mai important pentru municipiul Lupeni, pentru redresarea economică a acestei zone. Aveți perfectă dreptate, Straja pentru municipiul Lupeni reprezintă în primul rând o posibilitate de a aduce bani din afară, să știți. De foarte multe ori, în anii care au trecut, administrația publică locală, să știți, poate că a fost chiar blamată de mulți dintre locuitorii din municipiul Lupeni pentru interesul deosebit pe care l-a manifestat pentru partea de stațiune. Foarte mulți cetățeni ai municipiului Lupeni își doreau să se întâmple mai multe lucruri în oraș, în cartierele în care dânsii locuiesc, pe trotuarele pe care umblau, pe străzile. Este una din întrebările pe care oamenii și le pun. Cu ce trăim noi mai bine dacă se dezvoltă Straja și dacă se investesc bani în Straja? Și aceeași întrebare este valabilă și la Petroșani, aceeași întrebare este valabilă și la Vulcan. Cu ce trăim noi mai bine dacă se investește în munte? Sigur că există o logică, însă sunt curios să vedem ce veți spune dumneavoastră. Oamenii au dreptate, să știți, să spun aceste lucruri și mereu, știți, cu fiecare, și eu văd acum fiind mereu în mijlocul cetățenilor în municipiul Lupeni, mult mai mult decât am fost, pentru că tot programul este dedicat în momentul de față acestui municipiu. Omul este interesat de banca lui, de drumul lui, de becul din fața scării dânșilor. Am explicat însă foarte mult cetățenilor și încerc să explic și pe această cale, profitând de faptul că sunt invitat în emisiunea dumneavoastră. Straja, în primul rând, pentru mine, ca locuitor al municipiului Lupeni, reprezintă în jur de 500 de locuri de muncă. Principalul lucru pe care doresc să-l fac este să fac aceste 500 de locuri de muncă aproximativ să fie permanente. Cele 500 de locuri de muncă, numărul nu este luat nici la întâmplare, este luat din statisticile ITM. Știm cu toții că cei care sunt angajatori, că există un cod al muncii foarte dur în momentul de față și orice angajat care nu are carte de muncă și muncește poate să atragă inclusiv închisoare pentru cel care îl angajează, deci nu mai riscă nimeni. Problema care este? Cele 500 de locuri de muncă în momentul de față sunt ocupate în marea majoritate de cetățeni ai municipiului Lupeni și nu numai. Însă necazul este că aceste locuri de muncă sunt doar pentru 3 luni, 4 luni, maxim 5 luni de zile. Sunt cu caracter temporar. Ce am încercat și fost administrație, ce a reușit până în momentul de față? Sezonul este clar. Cei care dețin pensiuni, cei care lucrează acolo, chiar și cetățenii din municipiul Lupeni cunosc. Sezonul începea undeva înainte de Crăciun cu câteva zile și la mijlocul lunii martie sezonul se închidea de fiecare dată din lipsa zăpezii în principal. E, în momentul de față, cu investițiile pe care le-am făcut, faptul că putem asigura zăpadă artificială pe tot domeniul schiabil, pe lacul, din lacul pe care l-avem construit sus, faptul că avem tunuri de zăpadă, ne ajută să prelungim sezonul cu cel puțin 2-3 săptămâni înainte, cu cel puțin 2-3 săptămâni după sezon. Ce înseamnă asta? Nu că avem mai multă zăpadă pur și simplu, ci faptul că locurile de muncă pe care le avem sunt mai întinse ca îndelungată. Ce doresc eu să fac în momentul de față și vă spun de ce? Odată am locurile de muncă și al doilea lucru, poate la fel de important,
este următorul lucru. Foarte mulți bani din Valea Jiului, bani pe care noi câștigăm aici, pleacă din Valea Jiului. Și să știți, este un lucru incorrect pentru Valea Jiului. Știți cum pleacă acești bani? Sunt mulți dintre copiii noștri care sunt studenți la Timișoara, la București, la Cluj sau oriunde au dorit dânsii să se ducă. Părinții ce fac în momentul în care iau salariu, pensia? Trimit banii copiilor care îi cheltuie la Timișoara, la București, la Cluj, în loc ca banul să rămână în Lupeni, în Vulcan, în Petroșani, în Petrila sau oriunde altundeva. Facem concedii. Unde facem concedii? La mare, mergem pe nu știu unde, ce facem? Cheltuim bani. Singura modalitate prin care reușim să aducem bani, cel puțin în Lupeni în momentul de față, este stațiunea turistică Straja. Bani din afara Văii Jiului pe care altfel nu aș putea să-i accesez sub nicio formă. Straja este sursa cea mai importantă de venituri din exterior pe care în momentul de față o are Valea Jiului și este comparabilă cu acea lege și acel calcul de la 30 la 20 care sper odată pentru totdeauna să-și intre în drepturi, pentru că văd că se discută mai mult de soft decât s-a discutat despre lege, însă Straja este singura modalitate prin care pot să aduc bani din afară. Vreau să vă spun că doresc în continuare, pe lângă lucrările pe care le facem în oraș în momentul de față, și slavă Domnului, sunt foarte multe, să facem în așa fel încât să investim în continuare, în așa fel încât în Straja să avem cele 500 de locuri de muncă valabile 12 luni din 12. Și vă și spun că am gândit împreună cu aparatul tehnic al primăriei, împreună cu investitori, împreună cu Asociația ProStraja, niște chestiuni. Dorim să avem tabere foarte multe, dorim să atragem copii, reușim să-i atragem în luna iulie, în luna august și prelungim sezonul, să zic, de la 4 luni la 6 luni prin aceste tabere. Însă nu este suficient, pentru că nu vin mii de copii în fiecare zi în tabere. Dorim să facem în așa fel încât să creăm posibilitatea ca echipe sportive să vină în Straja. Este foarte important să țin pensiunile ocupate. Cum pot să aduc echipe sportive în Straja? Stadionul din municipiul Lupeni este foarte important. De ce? Pentru că echipele care fac antrenamente sus în Straja au loc, au nevoie de un stadion, de o bază sportivă unde să se antreneze eventual și în oraș. Stadionul este la 11 km de stațiunea Straja, accesibil ușor, îl punem la dispoziție gratuit. Doresc în momentul de față să construim o bază sportivă. Îl puneți la dispoziție gratuit, nu înțeleg, într-un parteneriat cu cine? Într-un parteneriat, cu Asociația ProStraja ne-am gândit. Împreună, pentru că știm cu toții, nimic nu este gratuit în momentul de față. Dar profităm de faptul că stadionul este al municipalității, deci al cetățenilor. Cetățenii câștigă pentru că lucrează în Straja, plătesc taxe și impozite către primărie și atunci există o compensare firească. Da, la acest moment, fac o paranteză, ce se întâmplă pe stadionul din Lupeni? Se face o activitate sportivă foarte frumoasă. În principal sunt cluburi sportive dedicate tinerilor, sportului de masă. Avem câteva cluburi, Clubul Dinamic, Clubul Sori, sunt mai multe cluburi, să nu le uit, nu mai spun și alte nume. Există și o echipă în Liga 4 Hercules Lupeni care își desfășoară activitatea acolo. Există, să știți, dacă mergi după masa și este câte o zi frumoasă, te minunezi, ți se umple sufletul de bucurie, pentru că sunt zeci de copii în fiecare zi, câte 100 de copii poate câteodată, cu mămici, cu tătici, cu bunici care vin și care fac sport acolo. Exact ceea ce mi-am dorit eu la începutul mandatului, să fac în așa fel încât să ajut aceste cluburi sportive. Dacă ați făcut această paranteză, permiteți-mi să vă spun că în urmă cu două săptămâni de zile acestor cluburi de copii, de tinere, le-am acordat niște finanțări importante din bugetul primăriei municipiului Lupeni. Unul dintre cluburi, de exemplu, a luat, urmează să ia, bineînțeles, în momentul în care își aduce facturi și face toată procedura, peste 10.000 de lei. Un alt club în jur de 6.000 de lei. Echipa de fotbal tenis are câteva mii de lei, care sunt și campioni chiar la nivel național. Sprijinim sportul foarte mult, însă m-am hotărât să sprijinim sportul de masă, m-am hotărât să sprijinim tineretul și avem și noroc, pentru că echipa de fotbal Hercules nu necesită sprijinul primăriei, pentru că există un investitor care s-a decis de câțiva ani să țină această echipă. Investim banii în copii, în tineret, și să știți, doresc să fac inclusiv campionate sportive între școlile și liceele din municipiul Lupeni. Dar pentru a avea un cerc închis, am nevoie de niște baze sportive serioase în municipiul Lupeni, pe care aceste eventuale echipe pe care doresc să le aduc în Straja să aibă unde să se antreneze, chiar bazin de not pentru recuperare, saună și așa mai departe. Vă mai spun o chestiune. Nu câștigă în momentul în care dau drumul la Straja doar cei 500 de oameni și proprietarii, patronii. Câștigă tot municipiul Lupeni.
Pentru că turiștii trebuie să mănânce pâine, trebuie să mănânce carne, trebuie să fie transportați cu microbuze și cu taxiuri. Există un întreg angrenaj. Vin bani din afară care sunt pompați în municipiul Lupeni. Fiecare 100 de lei care intră în municipiul Lupeni aduce beneficiu municipiului prin taxele și impozitele pe care le creează. Și vă spun, dacă am reușit să avem stațiunea Straja, de exemplu, ca Poiana Brașov, ocupată 12 luni din 12 luni, aș reuși să creez locuri de muncă și jos în oraș. Să mă duc cu locurile de muncă în oraș, pentru că, de exemplu, cel care vinde pâine nu va mai vinde 100 de pâini pe zi, ci va vinde 150, pentru că jumătate va vinde sus în Straja. Taximetriștii nu vor mai sta toată ziua așteptând un client sau, știu eu, trei copii dimineața care se duc la grupul școlar sus. Vor avea mereu turiști care să se învârtă. Pentru a avea un astfel de turism, 12 luni din 12, am demarat un alt proiect, Lupeni, capitală culturală, am spus. Și am spus, domnule, poate că este un proiect prea ambițios pentru noi, pentru cei din Valea Jiului, dar vă spun că am ambiția să-l duc mai departe. Pentru că vă spun, vedeți, este la modă Timișoara, capitală culturală europeană 2021. Nu îndrăznesc să mă gândesc acolo. Suntem mici, ne cunoaștem locul, ne cunoaștem rolul. Dar vedeți, în cele 3-4 luni de zile de când conduc primăria municipiului Lupeni, eu spun că am făcut în așa fel încât am transformat municipiul Lupeni într-un centru cultural. Pe lângă spectacole pentru copii, spectacole pentru adulți, Ziua Vârstnicului, 4 spectacole extraordinare cu Irina Loghin și Fuego, la care au participat peste 1500 de oameni, cu invitații, cu locuri, cu rezervări, cu absolut tot. Faptul că am avut pentru prima oară în istoria Văii Jiului, acum săptămâna trecută, marți, un festival internațional de povești cu participare internațională din 4 țări. Sunt lucruri care nu s-au mai petrecut la nivelul Văii Jiului. Și de ce doresc să fac acest lucru? Pentru că turistul, în momentul în care petrece o săptămână, spre exemplu, nu știu, pe pachete de o săptămână, de luni până duminică în Straja, să-i dau posibilitatea să vizioneze, de ce nu, și o piesă de teatru sau un spectacol, poate în fiecare săptămână, pentru care să plătească bilet, care să-mi aducă plus valoare localității. Trebuie să facem un tot unitar, să închidem acest cerc. Întorcându-ne în Straja, pentru că nu vreau să renunțăm la acest subiect, acolo s-au investit sume consistente. Spuneți-mi dacă investitorii din Straja au înțeles că parte din ei știau acest lucru și au procedat dintotdeauna corect. Există și o parte însă care ar trebui să-și albească activitatea, lucrând foarte mult la negru, inclusiv cu locurile de muncă. La momentul când statul intervine și investește, este firesc o parte din bani să se întoarcă înspre buget. Și cum se poate realiza acest lucru dacă nu printr-o corectă desfășurare a activității, adică să existe contracte de muncă, să se fiscalizeze produsele care se comercializează și serviciile. La un moment dat, Elena Udrea, când a fost în această zonă, spunea că după ce a alocat acei bani, ar vrea să vadă o mână întinsă și dinspre Straja. Adică faptul că cei care lucrau la negru ar trebui să își albească activitatea. Da, aveți dreptate, aici putem discuta pe foarte multe paliere. Odată, locurile de muncă care au fost înregistrate pe carte de muncă, locurile de muncă reale, au crescut de la câteva 10 spre 500, v-am spus, este clar, taxe și impozite. Am avut, în momentul în care a început această investiție, în anul 2011, am avut 184 de locuri de cazare acreditate. Le știu pe de rost. În momentul de față ne ducem înspre 2000. Ceea ce este o creștere extraordinar de mare, nesperată de nimeni, și cei de la NT, de câte ori mă întâlnesc cu dânsi și ne spun, domnule, a făcut ceva extraordinar, nu ne vine să crede. 2000 de locuri de cazare este lucru mare. Plus restaurante, câteva zeci de restaurante acreditate, în Straja se acreditează pe margarete, nu se dau stele, se dau margarete pe pensiuni. Suntem într-o creștere evidentă. Să știți însă că în acest an voi lua niște măsuri foarte dure pentru stațiunea turistică Straja, pentru cei care nu respectă legea. Nu este niciun secret, în momentul de față am demolat la trei pensiuni partea care era ilegală de la ele.
nu discut sub nicio formă și fac în așa fel încât toate pensiunile trebuie să fie în legalitate. Toate construcțiile trebuie să respecte normele. Toți trebuie să plătească taxele și impozitele pe care le datorează statului, primăriei. Pentru că toată lumea dorește să face anumite lucruri, dar să știți, din păcate, de ani de zile au reușit să funcționeze în ilegalitate. Și nu este vina nici a fostului primar și a fostului viceprimar, nu este vina nici a funcționarilor, ci pur și simplu acest sistem este atât de încurcat încât dacă nu intri în forță într-un anumit domeniu, nu reușești să faci niște lucruri. Vreau să vă spun că cei trei proprietari de pensiuni deja au dărâmat de bună voie, înțelegând ceea ce se întâmplă. Le-am spus că este obligația mea să-i amendez cu sume de până la 100.000 de lei, 1.000.000 de lei vechi, și o făceam fără niciun fel de problemă. Le-am spus, i-am avertizat și o fac și pe această cale, pe cei care îndrăznesc să mai construiască în mod ilegal, pe cei care nu-și pun în legalitate ceea ce au, că voi intra cu buldozerele, indiferent ce au în cabane, voi intra pur și simplu cu buldozerele în ele, deci o spun uitându-mă la dumneavoastră în ochii lor, fără niciun fel de problemă. Ce înseamnă voi intra cu buldozerele? Voi aplica legea. Deci exact ceea ce spun. Pur și simplu voi intra cu buldozerele în câte, pe care le-au. În câte cazuri există probabilitatea, posibilitatea să acționați la acest mod? În toate cazurile în care se dovedește lipsa de legalitate. Dar câte există în acest moment? Nu aveți în acest moment au fost semnalate primele trei care au fost remediate până în momentul de față. Primele deci oamenii, sigur, oamenii înțeleg dacă le spuneți. Vreau să vă spun că am un cartier și să știți, poate că o să abordăm și subiectul ăsta al campaniei electorale. Eu să știți că nu sunt un politician sau un primar aflat în niciun fel de campanie sau pre-campanie electorală, cum observ că sunt alții. Chiar în cursul acestei zile am dat avertizmente pentru 150 de garaje din municipiul Lupeni. Le-am dat termen 48 de ore ca aceste garaje să fie demolate. În cartierul Viitorul... Nu este totuși un termen scurt, 48 nu, de ore? Pentru că dacă în 48 de ore nu reușesc să fac acest lucru, cei de la Apele Române Craiova vor fi prezenți, ei deja au constatat anumite nereguli, au fost... Păi n-au, domnule primar, n-au unde să-și mute butoiul cu varză oamenii, damigeana cu zaibăr, mașina, ce mai țin pe am acolo? Am discutat cu dânsii, să știți, nu doresc să pun oamenii contra mea, doresc să fac în așa fel încât cartierele oamenilor să devină bijuterii. Am invitat, este vorba de cartierul Viitorului, am invitat oamenii din acest cartier în cartierul Bărbăteni, apropo a cărui reabilitare totală se încheie într-o săptămână, cred, în săptămâna aceasta, dacă nu săptămâna viitoare, reabilitare totală. I-am dus pe oameni acolo și le-am spus, vă place cum arată acest cartier? Da. Atunci le-am spus, trebuie să înțelegeți și să mă ajutați să fac cartierul dumneavoastră să fie ceea ce trebuie să fie. Oamenii, să știți că au înțeles. Până în momentul, am început acțiunea în cursul zilei de joi, săptămâna trecută, până în momentul de față sunt zeci de garaje demolate de dânsi și de bună voie, pentru că sunt de acord să-i las și să recupereze materialele pe care le-au dat acolo. Le-am spus că în cazul în care nu se respectă, voi aplica legea construcțiilor ilegale, care din nou te duce la 100.000 de lei amendă, dar nu voi mai demola eu ca și primărie aceste construcții, voi angaja firme și le voi face devize pe care dânsii vor trebui să le plătească. Doresc să fac acest lucru din dorința de a pune ordine, din dorința de a avea cartiere europene, cum am spus în momentul în care am candidat. Să știți, spre bucuria mea, oamenii înțeleg, domnule director. Oamenii înțeleg, oamenii mi-au spus, am înțeles, am folosit aceste lucruri atâta vreme, însă să știți și pe această cale, îi rog pe cetățeni să fie alături de mine, să înțeleagă că nu mai putem să trăim nici între cotețe de găini care să stea lipite de blocuri, crescătorii de iepuri, să plantăm în fața scării, să plantăm în fața scării ceapă, cartofei și nu știu ce, nu mai putem dacă dorim să avem un oraș european, un oraș serios. Pentru că vă spun, în momentul de față, prețul apartamentelor, spre exemplu, este scăzut în municipiul Lupeni. Eu acolo știu, restul nu mă interesează. Este scăzut și datorită nouă, pentru că nu facem în așa fel încât să ținem aspectul cartierului într-un fel, să ținem o curățenie, să menținem puținul pe care îl avem. La fel voi proceda și straja. Revin la acest subiect pe care dumneavoastră l-ați deschis. Lumea trebuie să intre în legalitate. Lumea trebuie să respecte turistul, să respectăm angajatul, să-i respectăm pe cei din municipiul Lupeni și să facem în așa fel încât straja să devină un motor de dezvoltare cu adevărat important pentru municipiul Lupeni. Pentru Valea Julii cred că e greu să spun, dar pentru municipiul Lupeni poate deveni un motor de dezvoltare doar dacă suntem foarte serioși. Am ambiția să fiu foarte serios. Am puterea de a face în așa fel încât câțiva oameni să fie supărați pe mine, dar să știți, trebuie să rezolvăm aceste probleme. Pentru că nu pot ca stat român
și eu ca primar să mă duc să cer sume pe care să le investesc în oraș, în Straja sau oriunde altundeva și să nu respect o minimă logică a construcțiilor, a legii, a tot ceea ce înseamnă dezvoltare, nu pot să am investitori care construiesc, spre exemplu, telescaune în regim privat, Comexim, că nu este niciun secret, în momentul de față lucrează la un telescaun în regim privat cu fondurile lor suplimentar pe care n-am fost în Straja zilele astea, îl montează și cred că sunt spre finalizare. În momentul de față primăria a făcut în așa fel încât gondola să funcționeze și să funcționeze și telescaunul din vârful muntelui, care nu a prea funcționat datorită vântului care bate mereu acolo, a făcut în așa fel încât să funcționeze. Facem eforturi deosebite, nu neapărat pentru a dezvolta doar stațiunea turistică Straja, ci pentru a face în așa fel încât dezvoltarea stațiunii turistice Straja să aducă dezvoltare în jos, în partea de oraș. Deci, până la urmă, dumneavoastră vedeți lucrurile la acest mod, o activitate 10-12 luni pe an în Straja ar crește confortul în oraș. Sigur, va trebui să consolidați locuri unde eventualii turiști din Straja să coboare și să-și petreacă timpul liber dincolo de pârtii. Este foarte important de subliniat acest lucru. În Straja sunt și oameni care au făcut și fac în continuare investiții în nume propriu. Emil Părău este unul dintre acești oameni care înțeleg că la acest moment montează un telescaun în regim privat, un telescaun care va completa confortul celor care vin să își petreacă zilele în Straja, zile libere. Oricum, văd că există o campanie de denigrare și a omului Emil Părău. Dacă și împotriva acestui om mai ridicăm sabia atunci când vine vorba de cine ce a făcut pentru municipiul Lupen și pentru Valea Jiului, înseamnă că suntem o zonă care nu mai prețuiește chiar nimic din ceea ce înseamnă omenie. Din păcate, ne-am obișnuit de-a lungul timpului să lovim în tot ce avem, în bruma de lucruri și de oameni buni pe care îi are această zonă, să aruncăm cu noroi atunci când se ivește prilejul, prilej care evident nu are un temei la acest moment. E o întreagă discuție, doamnelor și domnilor, vis-a-vis de modul în care știm să ne scuipăm oamenii, atât cât sunt și pe unde mai sunt. Revenind, domnule Rezmeriță, spuneți-mi, în această iarnă, ce vor găsi nou cei care vin în Straja față de anul trecut? Pentru că în Straja există turiști care revin. Deci, în primul rând, este important că cei care vin și deja sunt turiști tradiționali ai stațiunii Straja să găsească ceea ce a fost anul trecut plus ceva în plus. Vor fi anumite chestiuni, v-am spus, inclusiv telescaun, aceste lucruri care vin în plus. Confort, să știți că vor găsi în plus, pentru că, să știți, există și ați dat numele unui mare investitor. Există și investitori mai mici și o să sunt sigur de acest investitor, lucru. Nu știu, și pe un cetățean al municipiului Lupeni care și-a făcut o cabană de 3-4 camere, pentru că, să știți, dintr-o pensie de 2000 de lei, este foarte important să-i prețuim, exact, ei investesc poate jumătate din pensia pe care o câștigă în a-și dezvolta afacerea sau ce câștigă anul acesta îi bagă pentru a câștiga anul viitor. De ce este important? Pentru că inclusiv materialele de construcție, de unde le cumpără? Din Lupeni, asigură locuri de muncă la cei care se ocupă cu distribuția acestor materiale de construcții. Vreau să vă spun că am ambiția de a găsi mai multă ordine. Voi face în așa fel încât Salvamontul să aibă o activitate absolut corectă, deci o activitate bună și foarte bună, dar absolut corectă față de stațiune și față de turiști. Voi face în așa fel încât și primăria, vă spun, are o activitate absolut corectă față de Salvamont. Am și discutat cu domnul Resiga, care conduce acest serviciu, și vă spun o altă ambiție de-a mea. Doresc să transform serviciul Salvamont Lupeni în Salvamont numărul 1 la nivel național, să știți. Dacă Straja poate să... Oamenii au pregătire corespunzătoare, sunt oameni destoinici. Doresc inclusiv împreună cu dânsii să facem un centru de acreditare a Salvamontului la nivel național în municipiul Lupeni,
Am identificat o clădire în care dânsii pot să-și desfășoare activitatea. Am discutat și în această dimineață cu dânsii. Nu mi-am dat încă ok-ul pentru că trebuie totul să mă consult cu toată echipa mea și să vedem dacă putem să facem acest lucru. Am avut și o ședință de consiliu astăzi de la 2 în care am anunțat și consilierii locali despre această intenție, despre această intenție a mea. Sper să fie toți alături de mine, câte unii mai derapează câteodată. Și trebuie și aici să fie în regulă. De asemenea, parcările trebuie să fie bine întreținute, să nu mai avem probleme. Și vă dezvălui dumneavoastră acum. N-am discutat decât cu câțiva oameni până în momentul de față, câțiva colegi. Doresc ca în stațiunea turistică Straja să nu se mai intre absolut deloc cu mașinile. Doresc ca turiștii să nu pătrundă fără excepție, deci fără niciun fel de excepție, să avem parcări amenajate. Doresc ca în momentul în care turiștii ajung în aceste parcări să fie luați de oameni care fac mijloc de transport în comun pe tarife fixe, care să-i ducă la cabanele la care doresc. Doresc ca acest serviciu să fie permanent, adică dumneavoastră ca turist de la Petroșan, dacă ajungeți la ora 3, nu luați ranița în spate și mergeți până la pensiunea unde vă cazați sau forțați bariera în ideea că vă vor lăsa să treceți. Și doresc ca cei care dețin pensiuni, dar atât, nu, de exemplu, fratele meu administrează o pensiune și dă o insignă din aia și la vreun prieten să se ducă până sus, cei care administrează cu numere de mașini, cu absolut tot, să poată pătrunde în stațiune pentru a-și aproviziona cabanele, pensiunile, în anumite intervale orare. Atât. De la ora până la ora se face aprovizionare, după care doresc ca în stațiune să nu mai văd nici o mașină. Doresc ca dacă, poate că mă vor înjura inclusiv proprietarii de cabane, dar ia gândiți-vă dacă un proprietar de cabană, Doamne ferește, suferă un accident și zmurdul nu reușește să ajungă la el. Dacă, Doamne ferește, este un incendiu undeva și mașina pompierilor nu reușește pentru că poate chiar ei blochează drumul cu mașinile lor. Și unde vreți să puneți această barieră? Înainte des. Știți foarte bine stațiunea Straja, înainte des. Există o parcare amenajată în momentul de față, există parcare jos. Doresc o coordonare a poliției locale. Am discutat și cu domnul comandant al Poliției Naționale din municipiul Rupeni și este și dânsii ca instituție sunt încântați. Să știți, niște stații de emisie recepție costă rezonabil. Pui punct de control în partea de jos a drumului de la Straja. În momentul în care parcarea sus se umple, îi direcționez pe toți înspre telegondolă. Important este ca la orice zi, ca la orice oră din zi și din noapte, turistul să poată să ajungă la pensiunea la care are rezervare, are cazare sau dorește să se cazeze. Dar vă spun, având ordine și având disciplină, să știți, cei mai împotrivă vor fi proprietarii de pensiuni. Însă cei mai câștigați vor fi ei. Trebuie luate măsuri radicale. Eu am fost în Austria, am fost în Elveția. Trebuie să asigurați, adică ce se întâmplă în Straja, sunt mii de turiști, sunt mii de mașini în sezon la finele fiecărei săptămâni. Corect, corect. Aveți o capacitate de cazare atât de mare. O să o facem. O să o facem și o să o avem. Parcările sunt puse la punct. Aproape puse la punct. Nu poți, ce spun eu, puse perfect la punct? Perfect puse la punct înseamnă bordurate, trasate, asfaltate, nu le avem așa. Dar avem parcări suficient de bune în momentul de față pentru ceea ce reprezentăm noi. În primul rând, iluminate, în al doilea rând, păzite și în al treilea rând, la un preț foarte, foarte redus, să știți. În fapt, asta este ceea ce contează. Are mai puțină importanță dacă omul își lasă mașina pe pietri sau pe asfalt. Important este să o găsească. Și așa ninge și este zăpadă. Sunt parcările curățate, nici nu pot să știți. Eu am avut ambiția de a face inclusiv niște parcări asfaltate în Straja în această perioadă de când am venit. Și în partea de jos a agrementului. Mereu ninge. Riscăm ca acele parcări să fie acoperite de zăpadă luni de zile pe an. Riscăm să aruncăm cu foarte multă sare pe ele pentru a le dezăpezi și știți ce se întâmplă dacă nu într-un an, în 2 ani, asfaltul este mâncat în mod inevitabil. Și nu este necesar în momentul de față o astfel de investiție, pentru că nu este necesar. Dacă este pietruit, exact. Dacă este iluminat, e foarte bine. Eu vă spun, am fost și nu este niciun secret, am fost în Austria, am fost în Elveția, la Montreux, de exemplu, vestita stațiune. Am învățat și nu caut să fac lucruri senzaționale. Încerc să copiez niște lucruri pe care le-au făcut alții lucruri bune. Încerc să fac astfel de lucruri bune și să le aduc în municipiul Rupeni împreună cu echipa pe care o am. O să discut cu Asociația Prostraja. Sunt sigur că o să reușesc să-i conving. Deci aici nu fac probleme. Sunt sigur că o să reușesc să-i conving. Sunt oameni raționali până la urmă. Sunt oameni raționali până la urmă. Iar dacă propunerile sunt pertinente, atunci nu văd ce s-ar putea
isca, cine s-ar putea împotrivi. În altă ordine de idei, ce se întâmplă cu mina Lupeni, domnule Rezmeriță? Se aud diverse variante. Viitorul este cenușiu. Nu mai trebuie, repet, să mințim și nici să ne mințim. Exploatarea cărbunelui în Valea Jiului în următorii ani va înceta, probabil, sau se va reduce în mod dramatic. Ce se întâmplă la Lupeni? Deci eu sunt foarte sincer, vă spun că nu prea știu cu mina Lupeni ce se întâmplă în momentul de față. Există o lipsă de comunicare totală din partea complexului. Iau niște decizii pe ascuns, fără să știe absolut nimeni. Să știți, nu îl învinovățesc pe domnul director general, eu nici nu îl cunosc, să știți. Am spus în urmă cu vreo 3-4 zile la Deva, aveam o ședință de partid și domnul, un coleg de la Petroșani a râs, zice, cum nu-l cunoști, zice că ai discutat cu el undeva la Țebea, era un grup mai mare. Eu cred că în momentul de față conducerea complexului este prinsă la mijloc într-o discuție de campanie electorală între cele două mari partide, PSD și PNL, pe problema termoficării de la Petroșani în principal și nu este corect. Eu cred că cei care conduc destinele mineritului trebuie să fie puțin mai bărbați și n-au fost. Să-și asume acest lucru. N-au fost bărbați niciunul, pentru că omul greșește, omul muncește, omul face lucruri bune. Dar trebuie să-ți asumi niște chestiuni și să te duci cu capul sus. Am impresia că nici nu este ajutat. A fost băgată acea comisie la înaintare formată din fostul director general, domnul Jujan, și încă nu reușește să aflu componența comisiei, mă credeți? Care se pare că dorește să facă propuneri ca alte două exploatări miniere să fie închise și o să fac public lucrurile acestea. Că domnul Jujan a făcut parte dintr-o comisie, dar stați să vedem că poate a propus altceva și mă înșel eu. Dar din informațiile mele propune inclusiv închiderea exploatării miniere Lonea și Lupeni într-un timp foarte scurt. Eu vă spun că nu voi fi de acord cu aceste lucruri niciodată și voi ține la oameni cât de mult voi putea cu orice fel de risc. Îmi doresc ca ei să fie puțin mai transparent și vă spun, dacă discutăm de minerit, problema căldurii, domnul director, domnule, este o minciună totală, o dispută politicianistă în care fiecare încearcă să spună că este băiatul bun și să arunce, nu știu, să arunce necazul pe altcineva. Dom'le, ar trebui să fie bărbați. Eu în luna august am ieșit în anul acesta, am spus că în municipiul Lupeni mai avem 15 abonați la serviciu de termoficare, am spus că nu am probleme în școli, în instituțiile din municipiul Lupeni. Am înțeles și astăzi că la spitalul Lupeni ar fi niște probleme, dar vă spun, le atrag atenția, poate se uită vreunii la mine, din familiile lor sau din se uită vreunii, le atrag atenția că dacă eu intru în spital și simt frig, îi demit pe loc. Deci nu mă interesează. Cei care aveți posibilitatea să-i demiteți. Domnul director, Consiliul de Administrație este format din 5 oameni. Consiliul de Administrație numește directorul și demite directorul. Deci vă spun, mă uit în ochii tuturor cetățenilor din municipiul Lupeni. Astăzi am aflat că în continuare ar fi frig. Dacă eu plec de la dumneavoastră de la emisiune, de exemplu, și eu mai am obiceiul, să știți, că se întreabă lumea pe unde intru câteodată, pe unde sunt. Pe unde intrați? Mai intru în câte o școală, mai intru la spital, nu trebuie să le zic lor. Mai intru așa câteodată, mai cunosc oameni, bună ziua, ce fac, mai intru, nu știu, printr-un cartier. Dacă intru în spital și simt frig, mă duc cu termometrul la mine, poate. Îi demit pe loc. Ce s-a întâmplat? Dacă e frig, au oamenii cu ce să încălzi? Deci la noi... Toate instituțiile sunt branșate la gaz metan, inclusiv spitalul, pentru că aici m-a surprins pe mine frigul. Astăzi am convocat din nou, i-am convocat acum două săptămâni pe directorii de școli să-mi prezinte situația zilnic. Vă spun, am cerut inclusiv de acum două săptămâni grafic de temperatură, dacă pot să-i spun. Păi așa, și ca ce la fizică, motive să aibă spună... cineva... Probabil economie, nu dau seama. Probabil economie, dar aici deja este ca familie. Spital. Nu poți să faci, pentru că ai copii mici, ai secție de pediatrie, ai secție de nou născut și așa mai departe. Cetățenii din municipiul Lupeni, prin grijă fostei conducerea primăriei, are gaz peste tot. De la intrarea până la ieșirea din oraș, marea majoritate oamenilor au făcut eforturi, pentru că știu, nu-i simplu să dai câte 5.000 de lei ca să bași centrală. Dar oamenii și-au făcut, să știți, inclusiv împrumuturi. Da, și acum sunt independenți și nu au probleme. Dacă sunt independenți, asta e foarte bine. La celălalt capăt al firului, un telespectator, lumea transmite mesaje, sună încă de la începutul discuției noastre. Să luăm câteva telefoane. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Alin din Lupeni. Bună seara! Bună seara! Aș avea și o întrebare la domnul Cristi Rezmeriță. Vă rog. Drumul din Ștefan, când se termină?
Nu am înțeles. Drumul din Ștefan, când se termină? Păi drumul din Ștefanii nu putem să spunem că l-am început. Am făcut acolo lărgirea aia curba. Am asfaltat partea de acolo, am lărgit, domnul Alin, am lărgit drumul. Știi, locuiți acolo? Da, da, da. În momentul de față trebuie să facem în așa fel, am discutat cu cei de la Apaserv, pentru că dumneavoastră înseamnă că știți, acolo canalizarea lipsește cu desăvârșire. În cursul acestui an am avut niște bani alocați prin care puteam să asfaltez până la strada 16, parcă este ultima, însă am discutat cu cei de la Apaserv, deși în momentul de față sunt în procedură de licitație cu canalizarea pe tot municipiul Lupeni, vor fi mii de metri de canalizare și de apă potabilă care se va duce, rețea nouă care se va duce în toate cartierele. Am discutat cu domnul director general Avram și cu cei de la Apaserv, cu specialiștii de acolo, cu ai noștri de la primărie. Primul cartier de care dânsii se apucă pentru a introduce canalizare este cartierul Ștefan. Toată canalizarea va coborî pe strada principală. Ori domnul Alin, nu aveam cum, nu era logic și normal. Și așa drumul a fost doar o dată, în urmă cu vreo 10 ani de zile, betonat. Să îl asfaltez în momentul de față, să vină cei de la Apaserv, să zicem în primăvară, să spargă drumul și noi să rămânem cu drumul spart. Așteptăm, cei de la Apaserv încep cu Ștefan în momentul în care încep lucrările de canalizare, acoperă ce au dânsii de acoperit, după care noi venim cu stratul de asfalt și ați văzut, am promis celor din Ștefan lărgirea aceea drumului, am promis faptul că vom avea zi de sprijin și două benzi. M-am ținut de cuvânt împreună cu fosta conducerea primăriei, vă spun că în momentul în care avem introdusă canalizarea, o să facem și aceste lucrări. Să vedem ce putem să facem pe străduțele laterale, pentru că sunt destul de înguste și sunt unghiuri alea foarte, foarte în jos. Deci, după ce se introduce canalizarea. Bine, mulțumesc. Și dumneavoastră. Până la urmă, este logic să se întâmple. Așa am văzut nu de puține ori în Valea Jiului, doamnelor și domnilor, lucruri făcute altfel. Pe de o parte, se asfaltează, vin unii și sparg betonul. Vă așteptăm în continuare telefoanele pentru a înțelege oamenii care nu au priceput acest lucru, nici în cazul emisiunii de astăzi, nici în cazul lui Rezmeriță, nici în cazul lui Buhăescu, nici în cazul lui Ile, nici în cazul lui Iacob Rizzi. Eu nu am posibilitatea să fac o selecție a telefoanelor. Există o centrală unde oamenii sună și intervin în direct. Dacă se întâmplă linia să fie ocupată, dacă se întâmplă cineva să fie în direct, rugămintea mea este să reveniți, doamnelor și domnilor, pentru a interveni în direct. Am ținut cu tot din adinsul să clarific acest lucru, pentru că acum în zbaterea electorală sunt cucuvele și nu MOV, ci cucuvele care clănțănesc, vorbind cu ghilimelele de rigoare despre faptul că la momentul când un invitat este în direct nu pot intra, nu puteți intra pentru că e linia ocupată, nu pentru că nu vreau eu să intra, ci vreau să întăresc acest lucru încă o dată pentru a înțelege toți cei care nu au înțeles. Facem o scurtă pauză publicitară și apoi revenim. Vă aștept în continuare telefoanele atât ale celor care ne urmăresc la televizor, cât și ale celor care ne ascultă la radio pe 94.6. La radio mâine dimineață va avea loc un eveniment important. Vă voi spune despre ce este vorba mai încolo. Revenim, doamnelor și domnilor, invitatul meu de astăzi, primarul municipiului Lupeni, domnul Cristian Rezmeniță, vorbind despre nevoile oamenilor din Lupeni, vorbind despre proiectele pentru comunitate, 0254 54 și 4 de 2, 2, 2, 2, 2.
Sunați și spuneți-vă păsurile, vreme de 45 de minute îl aveți la dispoziție aici în studio. Deci în Ștefan, după ce se va rezolva problema... Mai avem o situație de genul ăsta pe calea Brăii, drumul ce duce la școala 3 spre stațiunea turistică Straja. Acel drum care s-a lărgit. S-a lărgit. Este unul dintre cele mai importante lucruri care s-au întâmplat în municipiul Lupești. În momentul de față lucrăm la rigolă, lucrăm la bordurare și doream să turnăm stratul egalizare, stratul de binder și stratul de uzură. Ei, apa, noi am avut o licitație începută undeva în luna februarie de fosta conducerea primăriei. A fost atribuit după ce am venit eu primar către o societate din Deva care lucrează. I-am dat un termen de 6 luni. Așa era în caietul de sarceni publicat în luna februarie. Iată că cei de la APA Serva au decis să scoată la licitație acea canalizare care vine din Straja și coboară exact pe calea Brăii până pe Aleea Plopilor, unde intră în canalul colector, prin spate pe la jandarmerie, cei din municipiul Lupeni cunosc. Am decis împreună cu inspecția de stat în construcție, am consultat și pe dâns și am consultat echipe de specialiști să facem niște lucruri în momentul de față, pentru că totuși este drumul care duce spre stațiune, să turnăm niște egalizări eventual, dar să nu turnăm un strat de asfalt pe care să-l spargem după aceea, pentru că ar fi o cheltuială inutilă. Nu putem nici să lăsăm în momentul de față cu pietrele pe stânga, pe dreapta, câte 2 metri de pietri și o să turnăm niște egalizări pentru ca oamenii să circule civilizat, dar nu o să permit să se facă o cheltuială care să se strice în primăvară prin această investiție. Bună seara! Bună seara! Gheorghe mă numesc din Lupeni. Vă ascultăm! O întrebare pentru domnul primar Ismaița. Vă rog! În legătură cu beșurile, blocurilor, nu se discută nimic. Cum se procedăm, domnule? Stau în bloc, pe viitor în bloc F1, alimentarul Cheții. De ani de zile avem beșurile pline. Cum se procedăm să folosim beșurile? Că vin până la etajul 4 miros, pe scară, pe baie. După ce termină, domnul, eu răspund, ca să-l las să spună tot ce... Da, altă întrebare, dacă mai aveți. Da, și în legătură cu izolarea blocurilor, în Lupeni nu se poate izola blocurile, doamne, cum se face pe Petroșani, în Vulcan. Da? Ați înțeles? A doua întrebare. Vă mulțumim pentru intervenție. Să ne dea domnul... primar un răspuns, ca să știm și noi. Deci despre, despre beciurile blocului, să știți, blocurile în momentul, noi infrastructură o să o reparăm. Eu am mai explicat cetățenilor, am explicat foarte multor oameni în momentul în care am ajuns primar al municipiului Lupeni, că o să fac tot ceea ce ține de mine și de primărie să rezolvăm anumite probleme. Însă din prima săptămână am spus că voi face în așa fel încât păcatele altora, să le zic așa, eu pot să-mi asum greșelile mele, dar greșelile, păcatele și treaba altora nu pot să o fac sub nicio formă. Toți cetățenii din municipiul Lupeni, din Valea Jiului, plătesc apa și canalul la societatea APA Serv, cei care se ocupă de acest lucru. Ba mai mult, în momentul de față, în municipiul Lupeni, marea majoritate, 99% dintre blocuri, sunt blocuri în proporție de 100% private. Apartamentele oamenilor sunt cumpărate de către oameni, deci sunt proprietate privată. Le-am explicat cetățenilor și explic și domnului Gheorghe acum, beciu blocul este un bun propriu al oamenilor, într-adevăr un bun comun, putem să spunem, pentru că la fel ca și acoperișul este un bun al lor. De acoperiș, de beci, se pot ocupa doar proprietarii. Știți cum este exact? Eu locuiesc la casă. Este exact ca și cum, Doamne ferește, se întâmplă ceva la beciul meu și chem, nu știu, primăria ca să-mi repare beciul, să-mi scoată apa sau să-mi repare sistemul de canalizare. Nu se poate, este ilegal, nu putem face acest lucru. Eu vă spun, dacă ar fi să fac ceva din suflet și să-mi facă cea mai mare bucurie pentru oameni, este să intervin la blocuri. Mi-aș dori, pe lângă drumuri, pe lângă astea, reușim să le facem ușor, ușor. Să am scări de bloc frumoase. Deci nu aveți temeiul legal. Nu am temeiul legal. Să trageți apa din beci. Nu, nu, oamenii sunt constituiți în asociații de locatari. Doar 4 asociații de locatari avem în municipiul. Este o problemă. Este o problemă. Trebuie să avem asociații de locatari mai multe și venim foarte bine la asociațiile de locatari. Putem să facem izolarea blocurilor, să știți. Nu ca la Vulcan, pentru că acolo nu s-au făcut decât vreo 2 blocuri. S-au făcut mai multe la Petroșani și mai ales la Petrila. Deci aici a fost un primar Păducel, cu fostul viceprimar, actual primar Jurcă, au făcut treabă bună. Dar au asociații de proprietari și o contribuție proprie. Îi spun domnului că cam la fiecare apartament trebuie dat o sumă de 3-4 mii de lei din partea locatarilor. Deci odată să se constituie. Da, atunci oamenii se întreabă, nu mai înțeleg nimic, stați, anveloparea blocurilor putem să o facem în parteneriat și să scoatem apa din beci, nu putem?
sunt nici aici, să nu credeți că, de exemplu, putem 100% să izolăm blocul. Trebuie să avem niște condiții. Unu, asociație de proprietari care să depună proiectul împreună cu primăria. Doi, cofinanțare. Primăria o să dea banii dacă sunt asociații care reușesc să facă acest lucru. 20% primăria, 30% locatarul. Deci, vă spun, pe apartament iasă cam la 100 de milioane de lei vechi. Acum domnul poate să sune din nou să-mi zică, domnule, n-are cum 100 de milioane, că pe mine mă costă 30 să-l izolez. Este adevărat. Dar când introduci un bloc într-un astfel de program, îl reabilitezi, beci, casa scării, schimbi toate geamurile din blocul respectiv, acoperiș, tencuială, izolație, zugrăvit. Deci absolut toate aceste operațiuni. Aceste operațiuni pot fi făcute numai de firme care pe lângă banii pe care îi dau au 20% TVA, crește prețul, au forța de muncă înscrisă la stat și plătesc taxe și impozite pe fiecare muncitor, sunt cheltuieli suplimentare. Deci doar așa se pot izola blocurile, asociații de proprietari care împreună cu primăria să depună proiecte și pe proiecte pe fonduri europene să le reabilităm. În rest, vă spun, nu prea există șanse în momentul de față. Cei de la Petrila au adunat foarte mulți bani, oamenii au dorit să plătească și au dat zeci de milioane de lei fiecare. În momentul de față, vă spun, noi și pe vechiul mandat am încercat să izolăm niște blocuri pe vechiul program 2007-2013 pe POR. Domnul director, nu că nu vor oamenii, n-au de unde să scoată bani. O spun așa cu voce mai stinsă. Că dacă îi spun domnului Gheorghe de pe Viitorul de acolo, domnule, trebuie vreo 3-4 mii de lei, poate dânsul zice, uite, eu mă apuc și strâng în 6 luni de zile sau într-un an, dar vecinii nu dau, că n-au de unde. Nu că n-ar dori să dea, nu pot să dea, nu au de unde. Bună seara! Bună seara, să trăiți, domnul Dragotescu. Bună seara! Din Dupeni, Băsun, Haidu. Haidu. Aș vrea să, cu domnul primar, Răzmiliță, să vă stați. Da, vă ascultăm. Întâi vreau să-l felicit pentru ceea ce a început. Domnule, e un lucru, într-adevăr, în orașul nostru, un lucru care tinde să arată ca un oraș, nu cum era până acum, ca niște grădini. Asta și pentru asta îl felicit și îi doresc să continuă tot așa cum a început. A doua la mână, într-adevăr, sunt la niște blocuri cu canalizare exterioară și la noi, eu stau în K3, sunt mișcate tuburile exterioare și ar trebui repusă, că de multe ori de acolo se înfundă beciurile din cauza exteriorului și refulează înăuntru un beciuri, că asta. Mai am încă o întrebare să-i pun. Așa cum se vorbește, chiar vreți să plecați, să ne lăsați așa aici, la București, că se zvonește treaba. Și mai am încă o întrebare. Ar fi bine dacă toți primarii din vale să faceți un front comun, să termine și drumul ăla spre Herculane. Nu credeți că ar fi un aport mai mare, așa cum ați spus dumneavoastră, la turism și dezvoltarea stațiunii? Mai ales că Lupeniu ar fi pe direct, că Uricaniu e cumva mai în ăsta și ar fi o idee bună și ar crește vorba aia, turismul și mai mult și chiar și vânzările în oraș și în astea. Deci ar fi, eu zic că ar fi timpul să ca pe viitor să vă puneți și dumneavoastră aceste astea și eu zic că ar fi un beneficiu pentru noi. Cam atâta și vă mulțumesc și vă doresc în continuare succes și să continuați ceea ce ați început, că e un lucru bun. Mulțumesc! Deci drumul spre Herculane, fără discuție, de când sunt eu deputat, de 8 ani de zile s-a tot discutat de el, știu acum eu. Nu există, s-au pierdut toate avizele. S-a pierdut totul. Acolo, dacă nu veți face într-adevăr front comun, toți cei care reprezentați interesele acestei zone, va fi greu. Da, la nivel de vorbe toată lumea face front comun câteodată, știți. La nivel de povești. Am mai plecat și eu la război așa cu toată trupa și când am ajuns pe câmpul de luptă m-am uitat în spate, eram eu. Dar în fine, n-are rost să mai discutăm. Canalizările, v-am spus, sunt probleme foarte mari. Cei de la PASER vin pe proiectele european. O să încercăm să nu spargem ceea ce am făcut în momentul de față, pentru că ținem foarte mult la asfaltările pe care le facem acum, de proiectul pe care dânsii și doresc să-l implementeze. Am schițe, am absolut tot și pun schițele una peste cealaltă pe birou și vedem unde să asfaltăm și unde nu. Despre plecarea asta la București, este o întreagă discuție. În momentul de față. Când veți rupe mâța? Știți ce se întâmplă? Mâine am o ședință a organizației PSD Lupeni în care voi discuta cu oamenii de acolo. Eu consider că toți oamenii sunt apropiați de mine. Consider că
Știți ce consider însă? Am și discutat cu tatăl meu. În momentul de față este puțin bolnav, n-am mai discutat și cred că nu o să mai discut politică cu el. Cred că este momentul ca și oamenii din Lupeni să fie alături de primar, să știți. De foarte multă vreme și peste tot în Valea Jiului, dar eu vorbesc de Lupeni, s-a dorit ca primarul să facă oamenilor, s-a dorit ca pe primar și de obicei s-a întâmplat, nu vorbesc de astea 3-4 luni de zile de când sunt eu, ca pe primar să putem da vina, să mai zbirăm după el, nu știu, de pe geam, că n-avem una și n-avem alta, ceea ce eu nu permit. Cetățenii cunosc acest lucru. Este o întreagă discuție cu plecatul. Este clar, există o propunere făcută în momentul de față de către președintele partidului, domnul Liviu Dragnea. Vedem că dacă în alte județe colegi de-ai mei, membrii PSD sau ai PNL sau ai PMP sau ai tuturor partidelor, se încaieră să prindă vreun loc acolo în față, pe vreo listă, pe undeva, înspre mine a venit o propunere. Mai în cameră și la Partidul Social de se încaieră, dar am și zis, cu PSD am început, PSD, PNL, PMP, se încaieră peste tot. Înspre mine a venit o propunere foarte onorantă din partea cui? Din partea președintelui partidului. Propunerea este foarte onorantă în momentul de față. Trebuie să vedem, pentru mine cel mai important ar fi să continui munca tatălui meu, să știți. Este lucru pe care mi l-am dorit întotdeauna cel mai mult, pe care poate de 10 ani l-am visat, am crezut vreodată, am sperat vreodată că o să ajung pe această poziție care este foarte onorantă, dar vă spun, cetățenii în momentul de față simt că primarul lor face pentru ei. Doresc să simt și eu că și cetățenii din municipiul Lupeni fac pentru primarul lor. Nu trebuie să facă nimic fizic. Nu trebuie, nu știu, să contribuie cu vreun leu, să mărească salariul, nu trebuie nimic. Trebuie să-i simt alături de mine. Trebuie să simt populația din municipiu alături de mine. Le-am și spus astăzi, am avut o ședință a Consiliului Local la ora 2 și le-am spus inclusiv celor de la PNL, de la toate partidele, mă, pe voi nu, să nu vă intereseze campania. Pentru că și la ea a ajuns această discuție. Zic, nu trebuie să vă intereseze campania, că e posibil să nu intrați în ea. Stați cu minți. Dar în momentul de față, dacă va fi să fiu pe vreo listă a Partidului Social Democrat, le-am spus și lor, ar trebui să fie alături de primarul lor. Pentru că fiind alături de mine, nu sunt alături nici de un partid, nici alături de un om. Sunt alături de o persoană care a făcut și încearcă să facă ceva în municipiul Lupeni. Nu am rugat niciodată cetățenii din municipiul Lupeni să mă voteze pe mine, deși am candidat de 3 ori. Nu i-am rugat să-l voteze pe tatăl meu, care a candidat și a fost de 4 ori primar al municipiului Lupeni. Niciodată nu am spus oamenilor nimic. Am spus, domnule, dacă considerați că PSD-ul face treabă bună, dați votul PSD-ului. În momentul de față, să știți, pentru cetățenii din municipiul Lupeni, îi rog, pentru prima oară în cariera mea, să fie alături de mine. Pentru că eu consider că fiind alături de mine, sunt alături de oraș. Când veți anunța decizia? Într-o perioadă foarte scurtă, pentru că termenul este de câteva zile până la care putem să depunem listele. Dar vă spun, fiind o propunere a președintelui național al partidului, domnul Liviu Dragnea, de a fi prezent pe o listă, vă spun că propunerea este onorantă. Vă spun iarăși că trebuie să gândim în așa fel, nu eu neapărat, eu sunt un vârf al unui iceberg, în care nu există, nu știu, coșeptime este deasupra și restul este dedesubt apei. Eu sunt ca vârful unei săgeți în care îmi doresc ca Valea Jiului să fie și să sprijine acest demers. Pentru ca și eu să pot să sprijin demersurile pe care dânsii doresc să le facă ulterior și să facă în așa fel încât să putem să mergem mai departe. Deci este foarte complicat. Ce îmi doresc cel mai mult, poate doriți să mă întrebați și altceva, este să simt locuitorii din municipiul Lupeni alături de mine și alături de echipa pe care o conduc, să zicem, deși nu ne conducem unii pe alții, că suntem toți o echipă. Bună seara! Bună seara, domnule Cotescu, pe domnul primar, bună seara. Stoger din Lupeni, cred că știe, care mi-a decedat soția. Nu am înțeles. Sunt Stoger din Lupeni, care mi-a decedat soția, ne cunoaștem. Da. Dumnezeu să o ierte. Pentru alege, pentru toți, n-am putut participa, că am avut problemele care au fost. Eu v-aș spune o întrebare singur. Suntem în Valea Jiului, pe zona care am muncit, și cu lifturile noastre ce se întâmplă? Vulcani, Lupeni, Uricani, care nu merg lifturile. Știu, s-au distrus, nu din vina altuia, din altul. Și ce putem noi putea face pentru lifturile astea? Și noi suntem bătrâni. Nu te urcăm până... Sunt multe probleme și trebuie rezolvate. Asta e o problemă grea. Știu că am văzut pe o emisiune pe televizor de la Oradea, este o firmă care s-ar ocupa
ar cere 1 miliard de lei pentru un lift. Noi avem vreo 60 sau 70 de lifturi în europeni. N-ar fi o capă de țară pentru banii ăștia. Și am putea face, ori cu jumătate, cost sau cu ceva, să facem ceva pentru ele. Da, am înțeles, domnule primar. Deci despre lifturi, în principal, destul de greu am auzit, legătura nu este atât de bună, da? Am înțeles bine. Domnul Toadă. În general despre lifturi doriți, că nu se aude atât de bine, nu e legătura bună. Domnul Toadă. Da. Domnul Toadă, despre agentul termic vorbiți sau despre lifturi? Eu vorbesc despre lifturile a blocului, că noi am cumpărat apartamentele. Da, am înțeles, am despre înțeles. Lifturi, gata, am priceput. Suntem mai tard de urechi în după amiaza asta și eu și invitatul meu vă auzeam destul de greu. Mulțumim pentru intervenție. Eu am înțeles termoficare. Se aude greu legătura. Având acest subiect în cap toată ziua. Domnul primar, o să ne întâlnim în față. Da. Da. Deci problema lifturilor este din 1990 în municipiul Lupeni și nu numai. Da. Mulțumesc foarte frumos. Bună seara. Lifturile din nou revenim. Beci, acoperiș, lift, casa scării, exact aceeași problemă. Sunt niște proprietăți private ale oamenilor, niște bunuri de folosință comună pe care proprietarii într-un fel sau altul trebuie să le rezolve. Vă spun, lifturile sunt foarte scumpe. Au mai fost campanii electorale în care anumiți candidați, chiar și în Lupeni, au promis că fac lifturi la oameni, de-au nebunit sărăcuții oameni, nu mai știau exact, se și visau urcând pe la etajul 8 cu liftul. În momentul de față, doar pe niște finanțări europene în care reabiliteze în întregime blocul, pot să montezi și astfel de utilaje, lifturi care să ducă oamenii. La noi, în Valea Jiului, este o problemă, să știți. Avem multe blocuri foarte înalte, 8-10 etaje și mulți oameni în vârstă. Deci la noi populația este îmbătrânită, vedeți mulți oameni tineri au plecat și să știți sunt foarte mulți oameni în vârstă care nu mai reușesc să ajungă la apartamentele lor sau coboară odată la câteva zile să-și cumpere pâine datorită faptului că nu sunt lifturi. Este o mare problemă, dar greu de rezolvat, să știți. Greu de rezolvat, deci nu se prea poate rezolva, cel puțin deocamdată. Da, da, da. Deci pe banii administrației nu. Pe dacă s-ar putea, vă dați seama că cel puțin sunt blocurile, sunt deurile care sunt foarte mari, blocul Turna 1, sunt niște blocuri care cu prioritate ne-am îndreptat spre ele. Nu avem cadrul legal, din păcate, și vedeți, legea asta este atât de dură, încât vă spun, nu poți să faci greșeli. Eu vă spun, eu am văzut pe cineva foarte apropiat care pentru o semnătură a pățit lucruri foarte grave. Bună seara! Bună seara! Să rămână! Bună seara! Sunt Lucica din Lupeni și aș vrea și eu să vă întreb ceva, domnul primar, dacă nu vă supărați. Vă rog! Ați spus mai înainte că tot Lupeniu, de la intrare din oraș și până sus, are gaz. Eu locuiesc în blocul de lângă mine, în primul bloc. Sunt cele două blocuri, atât. Așa. Și noi nu avem gaz. Am fost în audiență la dumneavoastră, s-a ținut ședința cu altcineva care v-a locuit și mi-am întrebat că pentru ce noi nu avem gaz sau de ce nu ne dați căldură ca să putem să ne încălzim și noi, să nu se mufli. Mi s-a spus că o să bage gazul până la 1 decembrie, posibil să fie băgat și aici gazul, dar numai până la scara blocului. Am întrebat pentru ce? Că și noi plătim taxe, cum plătesc și ceilalți locatari care locuiesc în alte blocuri și au beneficiat de introducerea gazului până la ușa apartamentului. Mi s-a răspuns că blocurile astea nu au fost prevăzute cu introducerea gazului. Dacă nu au fost prevăzute, pentru ce nu ni se dă căldură? Fiindcă eu am cheltuit o sumă de bani și mi-am făcut încălzire direct de la punctul termic, de la capătul blocului și am cheltuit mulți bani. Acum, cât o să mai cheltuiesc ca să pot să aduc gazul de la scara, de la parter până la etajul 4? Asta vreau să vă întreb. Și pe urmă, după ce o să dacă va ajunge gazul la blocul 5, ce se întâmplă? Cine o să vină să mi-l aducă sus? Că eu îmi găsesc oameni
să-mi bage țevile până sus, dar poate intervine problema că nu-i voie numai cei care sunt autorizați să intervină la asemenea instalație. Și atunci eu de unde mă duc să-mi caut oameni să am și eu căldură de Crăciun, ca tot omul, nu? Deci asta aș vrea să îmi răspundeți dacă sunteți amabil. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat, o seară bună. Și eu vă mulțumesc. În momentul de față, doamna Lucica, dacă vedeți peste drum acolo de gară, se lucrează. S-a introdus gazul metan la spital, s-a făcut o subtraversare. Am trecut bulevardul de pe o parte pe alta ca să închidem minelul. Am venit de la Ocolul Silvic și mergem până la dumneavoastră la bloc. Cei care au ținut audiențele în locul meu au spus o dată de până la 1 decembrie. Și eu sper ca până atunci să fie gazul la scara dumneavoastră, dar vă dați seama, neexecutând eu personal lucrarea, nu pot să vă zic exact termenul. Dar eu sper ca până la 1 decembrie să aveți gaz la scara blocului. Nu vă faceți probleme de persoane autorizate, numai persoane autorizate lucrează pe gaz metan. Deci nu aveți cum să găsiți din greșeală, să zic, vreunul care nu este autorizat și care lucrează pe gaz metan, este imposibil acest lucru. Vă mai zic o treabă, termoficare nu vă dau eu. Termoficare trebuie să ne dea complex energetic Unedoara prin termocentrala de la Paroșeni și domnul director, eu vă spun dumneavoastră și celor care se uită acum la noi, Petroșaniu nu va avea căldură. Nu sunt primar de Petroșani. Nu sunt nici Nostradamus să văd stele ce se întâmplă. Eu am participat cu domnul primar Iții, întâmplător. El a avut o întâlnire undeva în luna august, când am anunțat că în municipiul Lupeni și am spus noi nu renunțăm la termoficare, ci termoficarea renunță la noi. Pentru că mai aveam... Uitați, doamna este dintre cei 15 abonați dacă, din blocul ăla, pentru că până acolo nu a ajuns gazul metan. A participat la întâlnirea respectivă într-o seară la Petroșani domnul primar Iții cu domnul Muntear, cred că se numește, de la termoficare, de la dumneavoastră, de la Petroșani de aici, domnul Stancu de la Complex, domnul Vișan de la termocentrală. Au mai fost vreo doi domni, dar nu-i mai rețin. Și mi-au spus, domnul primar, ce termoficare, domnule, că noi... Mi-au zis așa mai în șoaptă, reproduc. Noi nu avem, domnule, cărbune să produci, să pornim termocentrală. Eu vă spun, după aceea primarul Iții a fost corect. A doua zi a făcut conferință de presă și a îndemnat oamenii să găsească soluții alternative pentru căldură. Atenție, nu are primarul de la Petroșani nicio vină. De față cu mine au spus oamenii că nu au cărbune. În momentul de față știți ce stoc este la Paroșeni? Pentru o săptămână, domnul director și dragi telespectatori. Dacă, Doamne ferește, de luni este frig, minus 10 grade o săptămână, nu pot să funcționeze și să dea căldură la Petroșani, la Vulcan sau unde mai... se dorește să se dea, pentru că nu au cărbune și nu pot să scoată suficient. Asta este o mare problemă. Știți ce este, domnul director? Am discutat, ne-am concentrat asupra ei. Știți ce problemă este? Lași, domnule, sunt lași cei de la complex. Lași, domnule, că dacă aș fi eu să decid, nu aș ține unul. Lași pe sute de milioane, am zis-o de ani de zile, câștigă sute de milioane, 400 de milioane, nu mă interesează cine este general. Este o mare problemă. Să lași. Îi aștept în continuare pe cei de la Complexul Energetic Hunedoara în studio. Din păcate, directorul Chiuzan vorbește doar prin intermediul unor foi A4 semnate de biroul de presă al Complexului Energetic Hunedoara. E o problemă. Vă jucați cu nervii și cu sănătatea oamenilor, punând practic presiune în aceste zile și pe administrațiile publice locale, dar nu asta este problema. Problema este în zona oamenilor care au știut că se încălzesc cu agentul în sistem centralizat și s-a insistat, am auzit eu de-a lungul timpului vorbindu-se despre solidaritate, să ne încălzim, nu vorbesc de mine, eu bag lemne în sobă, dar de cetățenii, aproximativ 6.000 din municipiul Petroșani, sunt cam 2.000 de abonamente, 300 la Vulcan, s-a insistat să rămână în acest sistem centralizat pentru a susține așa cum pot. Acum văd că o dați din colț în colț. Varianta oficială e că sunt datorii mari. Varianta neoficială e asta. Sunteți incapabili să mai încălziți și aceste locuințe. Ce costuri generează agentul termic pentru Complexul Energetic Hunedoara? Zero. Aștept un răspuns oficial în acest sens. Domnule Chiuzan, care sunt costurile pe care dumneavoastră le aveți în plus dacă dați căldură la oameni? Sigur, sunteți o societate comercială. Există
anumite coordonate pe care trebuie să le respectați. Care sunt costurile pe care dumneavoastră le aveți dacă dați drumul la încălzire? Nu v-a interesat magistrala? Ce reparații ați făcut la magistrală în ultima vreme? Repet, este o bătaie de joc la adresa celor aproximativ 2500 de abonați din întreaga Valea Jiului care au mai rămas branșați. Și nu este discuția decât despre asta. Nu vă pasă de acești oameni. Este deja destul de frig afară. Înțeleg că bâșbuiți în continuare. Păcat, vă aștept la o discuție când doriți. Știți cine a mai avut dreptate aici pe subiectul ăsta? Ile, de la Vulcan. I-au spus la o ședință că, domnule, nu știu, vă dăm căldură, nu știu cum să ne plătiți, nu știu ce. Și omul a zis, domnule, cum să-mi dați căldură? Că magistralele nu mai există, nu pot să funcționeze. S-a exprimat, cum vreți să cară agentul termic? Cu ciurul? Nu poate să ajungă agentul termic la Vulcan, să nu ne facă, la Lupeni sub nicio formă, că Lupeni este după Vulcan, da? Magistrala, de fapt, stați că pleacă de la Petroșani și merge într-o parte și alta. Da. Bineînțeles, probleme. Deci este o minciună. Lașitate, sunt niște lași, plus domnul direct, eu nu suport, eu am fost în politică la vârf 8 ani de zile și acum sunt mai bine în mijlocul oamenilor la Lupeni. Discută politicianistă pe subiect extrem de sensibil. Domnule, putem să discutăm despre o lege, ca niște politicieni. Ne certăm primarii între noi, dar nu putem. Vochițoriu spune nu știu ce, dă vina pe nu știu cine, ea de la complexia rusă. Nici nu are importanță acest meci politic. Da. Lucrurile sunt foarte clare. Fi rușine, mi-ar fi rușine să fac parte din să el, vedem să știți. Cine este la celălalt capăt al... Apropo, și aici este foarte frig, deși era foarte cald în fiecare dată. Aici trebuie menținută temperatura, să nu se strice ideile. Bună seara! Vă salut, domnul Ionu Drăgoteș, să trăiască domnul Ionu Drăgoteș și domnul Răzmeriță. Sănătate! Aș avea o întrebare în legătură cu drumul de la de pe trandafirilor. Nu am înțeles strada. Trandafirilor. Bărbăteni, trandafirilor. Am înțeles. În față la blocul 10 au luat capacul de la canal. I-am întrebat pe cei de la Drubo și zice că va veni cei de la APE și îi va înlocui. Au pus o placă de beton acolo, când îl dă deoparte mai uită să-l pună înapoi, în fine. Iasă mirosul neplăcut. Și iarăși sunt niște locuri în care trebuie astupat între gurile de canal. Mai bine cineva să le astupe sau le astupăm noi? Sper că ați înțeles. Da. Deci la blocul 10 tot ansamblul de acolo este asfaltat fără probleme, foarte, foarte bine. Să știți, domnul director și domnul, nu i-am reținut numele, cea mai mare problemă pe care o am în momentul de față este cu canalizarea. Lumea, să știți, este de-a dreptul speriată, revoltată pe ceea ce se întâmplă, pentru că canalizarea este cum este. Am spus cetățenilor, avem proiect european împreună cu cei de la APA Serv, am bună conlucrare cu ei, să știți. Deci m-ar bate Dumnezeu și astăzi, în fiecare zi, lucrează de dimineața până seara. La blocul 10 există un beton pus undeva pe un trotuar unde nu există o gură de canal, știu dacă este aia, dar există și alte canale pe care există niște betoane pe zonele verzi. Deci este vorba de zonele verzi sau de trotuar. A închis domnul. Deci, pentru cele de pe trotuar răspundem noi ca și administrație în proiectul nostru, pentru cele de pe zonele verzi răspunde APA Serv, sunt canalizările oamenilor. Dar și ei ușor, ușor, să știți, mișcă. Mișcă. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Nicolae din Lupeni, strada Bărbăteni. În legătură cu blocul 25, cu subsolul acestui bloc, ați spus că e proprietatea noastră. Da. Dar dealul din spatele blocului degajă o grămadă de izvoare, care acele izvoare intră pe, pe găurile acelea de bloc și beciul e plin tot timpul. Tot timpul este plin. Noi am încercat să am desfundat tot timpul subsolul blocului, dar de câte ori plouă, izvoarele care vin din deal
toate intră în beci. Cine răspunde de acele izvoare? Tot noi trebuie să le captăm sau poate dumneavoastră să trimiteți o comisie să vadă despre ce e vorba? Știm despre ce e vorba, că doar tot ne-am întâlnit pe acolo, prin cartier. No, aștept să termine, domnul Șim. De-aia zic, ați văzut și noastră când plouă, cum curge apa aia pe drum. E căminul chiar în capătul blocului, s-ar putea face un șanț frumos și capta, e simplu, nu e mare. Și atunci noi ne dăm interesul să ne curățăm blocul, subsolul blocului, să ne tragem instalația sanitară, dar nu putem așa dacă tot timpul se umple de la ploi. Dar alea sunt izvoare. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Deci pe strada Bărbăteni, cum te duci de la școala 2 în sus, înspre cimitir, pe partea dreaptă sunt o serie de blocuri și în spatele blocurilor există un deal, un versant destul de abrupt. În mod normal, acolo când plouă, se adună apa și apa unde vine? Vine spre stradă și înspre blocuri. Este o situație care este de 30 de ani, 35 de ani de când s-au construit acele blocuri. O să încercăm în cadrul acestor ample programe de refacere a municipiului Lupeni să vedem ce putem să facem și acolo. Dar ca să înțeleagă lumea, este un versant exact în spatele blocurilor. Destul de greu este. De acolo a fost o problemă dintotdeauna. Copil, fiind eu în cartierul, am crescut și atunci era problemă. Parcă atunci nu ploua atât de rău. Nu știu ce se întâmplă. Parcă toate s-au agravat în acești ultimi 10 ani. O să vedem, cunosc problema, ce este bine pe strada Bărbăteni, e că mi-am întotdeauna de copil fiind, mai ne mergeam acolo, ne jucam pe un teren de fotbal acolo, întotdeauna am dorit ca strada aia să fie făcută frumos și uite că ne-a ajutat Dumnezeu și acum este făcută extraordinar de frumos și tot cartierul. Asta este partea bună. În spate, acolo, cu apele, într-adevăr, mai sunt probleme, mai sunt. Ultimul telefon din această seară, doamnelor și domnilor, bună seara! Bună seara! Să rămână! Aș vrea și eu cu domnul primar să stau de vorbă, domnul. Tot din Lupeni, mă numesc Ligă, Izela, din Lupeni. Uitați ce a pățit domnul primar. Dacă se poate să vin și eu în audiență la dumneavoastră. Eu tot am plătit curentul, că n-am auzit cum să mă întâlnesc cu dumneavoastră, că tot în spital am fost și astăzi am ieșit și acum vă văd la televizor și am zis că intru în direct să vorbesc cu dumneavoastră, că eu sunt bolnavă. Și noi suntem o familie de în 12 persoane. Numai puțin, doamna Gizela, numai puțin, mă interesează problema. Da, deci problema. Ce problemă aveți? Amănuntele? Problema, dar vă zic domnul primar. N-am făcut o regularizare la curent și mi-a venit să plătesc 480 de milioane. Este frumos, domnul primar? 480 de milioane. Am hârtia tot, eu am chitanțele că tot am plătit și s-a făcut o regularizare după 8 ani. Așa se face, nu știu. După 8 ani se face o regularizare de asta. Și mi-a venit să plătesc 480 de milioane. Învățați-mă ce să fac dacă nu să văd, să mă duc la București, la unde să mă duc, să rezolv cu problema asta, că sunt bolnavă, cu tensiune, cu mai multe și... Da, vă mulțumim pentru intervenție. Este într-adevăr o problemă, mai ales într-o situație așa precum o descrieți dumneavoastră și sunt sigur că în aceea situație se află multe familii din Valea Jiului. E valoarea facturii mai mare decât valoarea apartamentului, sunt sigur. Deci cred că apartamentul nu face 480 de milioane. Domnul Drăgoteț, poate că sunt puțin dur. Cu toate necazurile pe care le avem fiecare dintre noi, domnule, trebuie să plătim facturile. Eu nu țin de curent electric și primăria Lupeni nu ține de curent electric. Apa și canalul se plătesc la APASERV și dânsii, am spus la începutul emisiunii, duc toate greșelile eventuale pe care le fac, duc toată munca pe care trebuie să o fac. Nu pot să mai mi-asum și alte păcate care nu sunt ale mele, în ghilimele și altă muncă. Apa, canalul, APASERV, acolo se plătesc, acolo se gestionează, curentul electric Enel sau cine mai gestionează, că Dumnezeu știe cu aceste... privatizări în momentul de față, cine pe unde sunt, gazul este cu gazul, putem să ajutăm oamenii, putem să îndrumăm în anumite chestiuni. Eu nu am auzit de regularizare de 480 de milioane și știu că nici nu se fac regularizările la intervale atât de mari de timp, nu știu care este problema acolo. Este o factură, nu știu,
acolo la curent trebuie să-și rezolve doamna problemă, eventuala problemă pe care o are. Este dureros, este trist, este o familie care probabil nu are curent în casă. Să știți că mai sunt în Lupeni, mai sunt. Am o scară întreagă pe Viitorul care nu are, le-au tăiat curentul. Ieri alaltă, ieri au mers jandarmii, nu știu ce s-a întâmplat acolo, au tăiat curentul. Da, în această relație între furnizorul de energie electrică și fiecare dintre noi în parte, nu se poate nimeni interpune, deși sunt foarte multe lucruri cel puțin neclare. Vedeți că nu mai prea ai cu cine vorbi. Birocratic vorbind, trebuie să te adresezi celor de la Timișoara de cele mai multe ori. Este complicat acest lucru, doamnelor și domnilor, și vin cu patentul, adică nu ai ce face. Ori plătești, ori nu. Sigur, se pot face adrese, există căi excepționale prin care poți să eșalonări, eventual. Ataci această atitudine, eșalonări, dar din experiența pe care o avem cu discuții în acest sens, este foarte greu să obții ceva în lupta cu acești oameni. Vedeți, când în această țară nu ne mai aparține mai nimic. Domnule primar, vă mulțumesc pentru că ați venit în această seară în studioul Mondo TV să aveți parte de o zi liniștită în continuare cât mai este din ea și toate aceste lucruri pe care vi le-au semnalat oamenii să încercați să le duce la bună îndeplinire. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, ne auzim mâine dimineață la radio după 9 și un sfert, lansarea unui material discografic nou a doi dintre cei mai iubiți interpreți ai cântecului popular din această parte a țării. Este vorba despre Andrada și Marinică Paul. Să fiți sănătoși și să ne auzim mâine dimineață, să ne vedem mâine după amiază. Thank you.